să-l îngrop pe Cezar și nu să-i aduc slavă. Răul făcut de oameni trăiește și după moartea lor, dar binele i-a des îngropat cu ei odată. Fie și cu Cezar tot așa. Domnul Brutus a spus că Cezar era ambițios. Greșeala i-a fost mare și a plătit-o scump. Cu aprobarea lui Brutus și a celorlalți, iar ei cu toții sunt bărbați cinstiți. Eu am venit să vă vorbesc la funeraliile lui Cezar. Cezar mi-a fost prieten drept și credincios, dar Brutus spune că îl vrea putere. Și Brutus este un bărbat cinstit. Cezar a trăit milioane de prizonieri în praful Romei, iar cu aurul răscumpărărilor a umplut tezaurul țării până în pânt. Prin asta Cezar a râvnit puterea. Plângea și Cezar când plângeau sărmanii, dar setea de putere e mai aspră. Și totuși Brutus spune că îl vrea puterea. Și Brutus este un bărbat cinstit. Ați văzut cu toții când de lupercarii de 3 ori am întins coroana, iar el a refuzat-o de 3 ori. Se cheamă asta sete de putere? Dar Brutus spune că îl vrea puterea și sigur Brutus este un bărbat cinstit. Eu nu tăgăduiesc ce a spus Brutus, dar sunt aici ca să spun ce știu. Pe vremuri, cu toții l-ați iubit pe Cezar și nu fără temei. Ce vă oprește să-l plângeți astăzi? O, judecată! Te-ai ascuns sub plin de lovitoare, căci oamenii și-au pierdut înțelepciunea. Iertați-mă! Dar inima mi-a coborât în groapă lângă Cezar și trebuie să aștept în liniște să se întoarcă. Nu sunteți pietre! Nu sunteți pietre!
Sunteți oameni și oameni fiind, dacă ați cunoaște voința testamentului lui Cezar, ea va instiga și ați deveni nebuni. Mai bine să nu știți că sunteți moștenitorii lui. Căci dacă ați ști, o, Doamne, mi-e groază să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla. Thank you.
Cum mă cheamă? Unde stau? Cine sunt? Unde mă duc? Dacă am nevastă, domnilor, voi răspunde fiecăruia dintre dumneavoastră. Voi fi scurt, înțelept și voi spune adevărul. Înțelept fiind? Nevastă nu am. Așa e și calul meu și de aceea îi dau fâi, chiar apoi cu sacul în cap. Va avea nevoie de mintea mea ca să-l călăuzească. El nu e un bărbat, e o cochie care împrumută ceea ce alții au aruncat de mult. E o proprietate. Dar să-ți spun veștile mari. Spune-mi. Brutus și Cassius adună armata. Da, da, da. Trupa de actori a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț a fost invitată în cel mai...
Trupa de actori a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț a fost invitată în cel mai vechi Human rights is another criterion which will be taken into account. The recent hunger strikes and riots by Romania's 45,000 prisoners protesting against bad conditions and overpopulation in the country's prisons came at a bad time. But there's also been legislation on homosexuals. Homosexuality was for a long time outlawed. Now it's tolerated, but it's still a taboo subject in Romania. The question of minorities also falls under the heading of human rights. There are 16 minorities in Romania, one of the most important of which is the Gypsy population. Made to settle under Ceausescu's regime, Gypsies are now free to roam once again. The Magyars represent a still bigger minority. They have their own political parties and a few months ago were invited to join the government. Indeed, the Minister for Minorities is a 59-year-old barrister of Hungarian origin. Through our participation in the coalition, the Romanian government has come out of this as a winner. We'll do our best to make sure that our participation in the government will remove any lingering doubts. Over the next few months, we hope to help the country win the fight to gain entry into NATO and the European Union. Din iunie-iulie acestui an. Mă refer la integrare euroatlantică, dar în general la integrarea europeană. The way the country treats its abandoned children is still a black mark. Last year, more than 1,800 children were abandoned by their parents. Currently, there are around 100,000 children in the country's orphanages. Thanks to foreign aid, life in these orphanages has got better, but there's still room for a lot of improvement. One of the first measures taken was the abolishment of the 1970 law on orphanages. We're going to channel more money through to families so that they don't abandon their children anymore. Childhood, human rights, the economy. Brussels isn't content to rely on files alone and has sent envoys to judge in situ. Only a few days ago, European Commissioner Hans van den Broek was in Romania. He paid tribute to the recent economic reforms. I've been encouraged by what I've heard here, and I've told the Prime Minister that the European Union will support him and offer help so that this difficult process might be successful. But, I repeat, the signs are encouraging. In Bucharest, they've already got the European flags out without waiting for a decision from Brussels. Romania wants to affirm its commitment to Europe. In what is more than a nod and a wink, there wasn't one ministry that wasn't flying the blue flag with its yellow stars. Symbols carry a lot of weight in the life of a nation. That means quite simply that Romania is a part of Europe, which is why the two flags were paired. Romania is itself and European at the same time. Bonjour, soldats. Romania, at the heart of the European Union. For France, traditionally a friend, Romania should join the European Union as quickly as possible. During a recent visit, Jacques Chirac expressed his desire for negotiations to begin at the same time as negotiations for all the countries seeking EU membership. This point of view is shared by Italy and Greece as well as Spain. Other countries, such as Germany, though, are not so enthusiastic. Compared with Hungary or the Czech Republic, Romania remains an outsider. Dani, pula pe tu, pula.
Mad Cow Disease. Ciao, she's gone.